Achitarea rovinetei este obligatorie pentru toate categoriile de vehicule înmatriculate în România, precum și pentru cele înmatriculate în alte state și care doresc să circule pe drumurile naționale. Este obligatorie atât pentru persoane juridice, cât și pentru persoanele fizice, dar legea permite niște excepții. Conform CNAIR, automobilele și vehiculele care au numere provizorii, adică numere roșii, nu trebuie să plătească nici rovinieta, dar nici taxa de pod de la Fetești, de pe autostrada A2. În schimb, taxa se achită la podul de la Giurgeni, acolo unde există doar sistem de taxare directă, cu cash. Neoficial, sistemul nu știe să proceseze nici vehiculele cu numere străine. Adică, în caz că nu ai rovinietă, dar conduci o mașină cu numere de Bulgaria, nu vei primi amendă. În concluzie, dacă deții un vehicul cu numere roșii, poți trece liniștit de stația de la Fetești fără să plătești și poți circula nestingherit fără a achita taxa de drum numită rovinietă. Nu uitați, conducătorii auto care nu dețin o rovinietă valabilă pot fi sancționați cu amenzi de până la 4.500 de lei.